găsit o nouă ediție, sperăm noi, atractivă. Alături de mine se află domnul Adi Tudor pentru a nu știu câta oară și vă mulțumesc pentru că de fiecare dată răspundeți cu bucurie invitației. Sunteți prompt în a veni și a ne vorbi, pentru că sunteți un om care aveți un doctorat în istorie, preocupat de a descoperi noi și noi date care să ne ajute pe noi ca să înțelegem de unde suntem. Și trebuie să recunoaștem că de fiecare dată când vă avem ca și invitat în emisiunea noastră, avem să învățăm noi și noi date care ne pot, așa cum am spus, ne pot lumina, pentru că trebuie să recunoaștem că noi ca și popor, ca și țară, ca și neam, avem aceste date de ziua națională, mă rog, după 1989 nu mai este 23 august, este 1 decembrie, avem ziua drapelului, ziua imnului de stat, avem zile importante de cinstire a unor martiri ai neamului nostru, ca și sfinți ai noștri, pentru că și-au vărsat sângele pentru noi. Și iată, pe 22 august putem aminti pe minunata noastră eroină de la Gorj, Ecaterina Teodoroiu. Și pentru că, iată, suntem în perioada de sfârșit de august, aș vrea să vorbim puțin și despre ce importanță a avut pentru ulterioară evoluția războiului în Europa și apropierea țării noastre, faptul că România a întors armele și s-a dat cu cei care ulterior aveau să câștige războiul. Sigur că nu știu cine spune că un război nu e făcut pentru a fi câștigat, mai ales acum în ziua de astăzi. Pentru că știm că conflictele militare aduc suferință pe ambele părți, pentru că suferă cei care luptă. Din păcate, sunt unii care conduc, de fapt majoritatea din cei care conduc în lumea asta uită de faptul că cei care sunt conduși ar trebui să fie ocrotiți. Cei care ne conduc să ne ocrotească pe cei care, iată, noi suntem cei conduși și știm că suferința este, din păcate, de neimaginat pentru cei care suferă pierderi umane, care pleacă din lumea asta, care suferă răni. Și noi astăzi suntem, iată, în 2024 și suntem chemați să vorbim puțin despre evenimentele acestea. Încă o dată vă mulțumesc și vă las pe dumneavoastră să începeți. Sunteți un om de cercetare, un om care sunteți implicat în cercetarea științifică și în cadrul Universității Constantin Brâncuș din Târgu Jiu, dar nu numai, pentru că, așa cum am spus, aveți o preocupare pentru a studia istoria noastră și aveți și cărți scoase și unele dintre ele le-am și cunoscut în cadrul unor emisiuni. Poate pe viitor ar trebui mai profund să discutăm despre aceste lucrări ale dumneavoastră, pentru că sunt făcute pentru noi, nu sunt făcute pentru dumneavoastră. Noastră le-ați descoperit și le duceți mai departe. Cu ce veniți acum? Pentru că vrem să ne îmbogățim. Începem cu Ecaterina Teodoroiu, cu 22 august, ziua ei de pomenire. Da, mulțumesc pentru invitație, în primul rând. Mă bucur că ne revedem după o perioadă lungă, agitată, cu tot felul de campanii electorale care n-au mai lăsat loc emisiunilor care ar putea să ne îmbogățească zi de zi viața și bagajul de cunoștință. Părinte, sigur, 23 august și sfârșitul lunii august pentru noi gorjenii înseamnă mai mult decât decizia de a se întoarce armele la 1944. 22 august este ziua în care Ecaterina Teodoroiu este împușcată pe dealul Fitioneștilor, Papuinile Popii. Și în ce zonă a țării? În Vrancea. În Vrancea. Comuna Fitionești, aproape de Focșani, zona Mărășești. Acolo a fost Triunghiul Morții, așa cum bine a editat Sergiu Nicolaescu. Era subcotenent. Subcotenent onorific. Onorific. Din păcate, mulți dintre ofițerii armatei române nu au fost de acord ca o femeie să devină ofițer.
Și atunci au ales Casa Regală, în primul rând, și aparatul de propagandă din acel moment să-i confere titlul de sublocotenent onorific. Puțină lume știe, însă adevărul istoric trebuie să-l spunem, pentru că, iată, o dată în plus, mai mult decât sacrificiul suprem, poate ce a suferit ca om Ecaterina Teodoroiu, doar pentru că a avut o năzuință, aceea de a fi în prima linie și a-și apăra țara cum poate. Să știți că... Mai mult n-a putut. Mai mult n-a putut. Decât aș da viața. I s-au oferit multe alternative. Să rămână la spitalele de campanie, spitalele militare din Iași, să se ocupe de alte activități în spatele liniei frontului. Numai că ea a dorit cu tot din adinsul să ajungă să lupte cu inamicul față în față. Și atunci au creat un pluton, i-au înființat un pluton și să știți că a fost un pluton greu. Pentru că toți cei care erau în acel pluton al Ecaterinei Teodoroiu au fost militari care săvârșiseră diferite fapte cu bună știință sau motivați sau nemotivați. Există o corespondență, studiem în acest moment, sergentul din Mehedin, Tudorică, se numea, care spune că a ajuns în plutonul domnișoarei Ecaterina pentru că își bătuse ofițerul care îl înjurase de mamă și el n-a mai tolerat, a spus, doamne, după ce că sunt aici cu pădut și nămoale până la genunchi și mi-a lăsat familia acasă și nu știu dacă mai scap cu viață, unul își permite să mă jure și să mă bată. Și atunci l-a bătut. De pedeapsă nu l-a văzut curtea marțială, dar l-au dat acolo, în plutonul Ecaterinei. Cam atât, nu este neapărat subiectul, însă trebuie să amintim 22 august, pentru că puțin s-a vorbit în acest an, mai ales pe plan local, unde ar fi trebuit să avem. Cred că trebuie să depășim doar momentul acela de a aduce niște coroane și gata, ne-am făcut datoria. Nu. Putem proiecta filme, sunt filme documentare, bine făcute, cum este cel al domnului Dorin Brozbă, bine documentate, cu informații inedite din zona Fitionești. Putem face astfel de proiecții, putem face acțiuni prin care să conștientizăm, putem să organizăm la Casa Memorială manifestări. Nu e suficient ca autoritățile să meargă, să pună niște coroane și gata, înseamnă că am adus un omagiu. E prea puțin. De asemenea, tot în jurul zilei 23 august, pe 24 august, ne părăsește un alt erou, Gorjan, de care se știe mult mai puțin. Am avut șansa de a lucra într-un proiect prin care am editat și o carte scrisă de Dan Antoniu, un istoric al aviației din România. Este vorba de eroul aviator Vasile Craiu, născut în Novacii Gorjului, dintr-o familie de ardeleni patrioți, fugiți din Ardeal pentru că tatăl său pusese tricolorul pe sediul primăriei în zona Aradului, era magistrat, era un absolvent al dreptului, ajunge chiar judecător la Târgu Jiu. Vasile Craiu termină primele clase la liceul Tudor Vladimirescu, tatăl rămâne orfan de tată, din păcate, și atunci ajunge la București, viața îl duce acolo, ajunge pilot de aviație și este denumit asul aviației române în primul război mondial, cu un destin tragic și după ce a trecut la cele veșnice. În 1924 a fost adus la Târgu Jiu, reînhumat, a murit pe câmp lângă Bârlad în 1918. A fost adus la Târgu Jiu, mormântat în cimitirul de onoare, deshumat după aceea de Armata Roșie. Și el și alți eroi pe care îi aveam acolo din primul război mondial pentru a se... aș îngropa ostașilor, da, eroilor, și nu se știe unde are trupul în acest moment Vasile Craiu. Deci, după ce s-a reușit aducerea lui acasă, a fost pierdut trupul și mormântul acestui erou, cu un destin extraordinar și demn. Iată că n-are o stradă în Târgu Jiu, încă nu are un monument în Târgu Jiu, încă... Dar lucrurile trebuie să intre într-o normalitate ușor, ușor. Ne pierdem în prea multe detalii și da, oricum, încercăm să... oameni care cunosc toate aceste adevăruri trebuie să le scoată în primul rând la lumină, ca mulți să le cunoască și atunci asigur că vor exista și astfel de să spun, ecouri în ziua categoric de astăzi, ca noi să putem să ne
plecăm, adică până la urmă, uite, eu personal n-am auzit și sunt convins că foarte da, mulți... Da, da, foarte multă lume știu asta, nici eu n-am știut până undeva în 2016 despre acest erou. În 2018 am reușit, am lansat cartea, s-a bătut o medalie, o decorație, o medalie, mă rog, la imprimeria statului cu Vasile Craiu la 100 de ani de la trecerea sa la cele veșnice și o serie de manifestări la Târgu Jiu, dar lucrurile trebuie continuate. Elevii, copiii, tinerii din Târgu Jiu trebuie să știe că în acest oraș a crescut și a învățat asul aviației române recunoscut și de nemți și de ruși în primul război mondial. Cu o poveste fantastică. Ar merita și un film artistic la un moment dat, de ce? De ce nu? Apropo de nemți și de ruși, pentru că până la urmă trebuie să recunoaștem că vorbim de cele două războaie mondiale, dar vorbim mai mult despre al doilea, pentru că vorbim de evenimentele din 23 august. Sunt mai multe evenimente, poate le punctăm așa puțin cu ajutorul dumneavoastră. Ruși într-o parte, nemți într-alta, sau viceversa, depinde cum ne uităm. Da, pe... da. Avem aici, sigur, Germania e mai mică, în Europa e destul de mare, dar comparativ cu dita mai Rusia, atunci probabil că era mai mare decât acum, pentru că era fosta sovietică, nu sau nu era? Cum era atunci, apropo? Nu, urmează. Da? Urma deci, să, pe vremea aceea, apropo, în 44, când vorbim strict de evenimentele de pe războiul al doilea mondial, cum erau ei ca și întindere? Erau mai mari decât acum sau mai... Nu, putem să mai mici. Nu, ca acum în mare parte, ca acum. Deci aceste țări care sunt Estonia, toate astea încă nu erau ale lor. Țările Baltice. Nu erau ale lor? Nu. Nu. Și nici celelalte din interior și Kazahstan, Kazahstan și toate astea. Încep să, da? Nu prezentau încă interes în sud, Kazahstan, Afganistan, Uzbekistan, încă nu interesa partea cu Europa și interesa foarte mult să avanseze deci în Europa, practic... să-și ia felia din Europa, care interesant, trebuia să se împartă. Interesant că cu America, după 1944, după 45, ei devin mai mari. Da. Ei devin smulg și din România, o bucată Basarabia, da, care nici acum nu. Dar care e povestea cu Ucraina, de care tot povestește Vladimir Putin? Pentru că el povestea și ca o adresare și Europei și întregii lumi, cu direcție și către noi, ca și țară, că suntem și noi, chiar dacă suntem mai mici, spunea că, uite, noi ar trebui să fim ajutați, să fim înțeleși, pentru că și România a avut de suferit de pe urma Ucrainei, că ei s-au luat cu japca teritorii. Am avut mai mult de suferit de pe urma la Rusiei decât a Ucrainei, iar acum astfel de petarde aruncate de Vladimir Putin pe mine nu mă încântă absolut deloc. Asta este o discuție care se poate purta diplomatic în momentul în care Ucraina își termină conflictul pe care îl are în acest moment. De un adevăr. Că o parte din țară se regăsește în Ucraina acum, deci nordul Bucovinei, cernăuții, care au fost, odată au fost la noi, odată au fost inclusiv polonezii, au avut graniță până acolo. Da, el amintea și de Polonia. Și sau... din Serbia, Banat sârbesc, că a fost la noi, că a fost la sârbii. Și noi am avut Banatul, Transilvania într-un imperiu. Suntem într-un moment acum în care granița nu mai trebuie să însemne garduri și granița nu trebuie să mai însemne ziduri. Granițele în acest moment pot fi neluate în calcul, pentru că prioritățile între popoarele sunt altele, schimburi economice, culturale, științifice, educaționale și toleranță și solidaritate. România cred că a făcut un gest extraordinar de solidaritate, arătând bunătatea noastră ca și popor, ca un popor creștin, ce suntem, primind și ajutând poporul din Ucraina, pentru că și noi am trăit ce trăiesc în acest moment, invazia rușilor și la noi a fost mult mai gravă și putea fi mult mai gravă și o să vorbim imediat despre 23 august 1944. Deci războiul ăsta de propagandă la care Rusia se pricepe foarte bine, manipularea prin propagandă, eu nu iau în calcul. Întotdeauna caut ca cercetător, ca istoric, absolvent de studii de securitate națională să am două, trei informații și să am o logică. Da. Nici varianta, precum că sunt globaliști în noua ordine mondială și atunci Rusia ar fi ultima piedică în calea lor,
nu e valabilă, nu e viabilă. Totul este acum, în momentul de față, se poartă războaie pentru resurse și nu e o noutate. Da. România a fost tentantă în al doilea război mondial pentru resurse, pentru că 30% din petrol folosit de armata germană, de exemplu, a fost de la platforma Ploiești, din România. Deci resursele sunt importante în acest moment. Din păcate, astfel de conflicte duc la pierderi de vieți omenești, copii care suferă, care încă n-au apucat să se bucure de viață. Adică te trezești noaptea peste tine cu niște soldați, cu niște tancuri care îți pun casa la pământ. De mâine nu te mai duci la școală, de mâine nu mai vezi colegii, de mâine nu mai râzi, nu mai zâmbești și începe o luptă de supraviețuire. Ca o paranteză, poate la anul, vorbim de 9 mai, o să facem emisiune Ziua Europei, nu? Pe 9 mai, dar e vorba de 1945, nu? Da. Bun. Vorbind de Europa, am vrut de multe ori să vă întreb, sunteți un om, care eu vă întreb că sunteți un om de istorie, consider un istoric, cu valențe de întotdeauna descoperiți și, vedeți, știu din filme, n-am fost acolo, în America există Statele Unite ale Americii, așa se cheamă, și noi le numim SUA, ei s-au numit US. Bun, știm că, așa am văzut în filme, când se urmăresc infractori sau când au loc, nu știu ce, situații de urgență, nu știu, o chestie aprinde pe cineva, când trec în teritoriul altui stat, se opresc cei care, adică nu se duc peste. Deși vorbim de, până la urmă, de Statele Unite ale Americii, care oricum vorbesc aceeași limbă, se numesc americani toți, nu se numesc californieni, florideni, nevadiști, texani și așa mai departe. În Europa, spuneați de granițe. Noi vorbim limbi diferite și se încearcă că vorbim de Ziua Europei, au fost primele țări care au format Uniunea Europeană, după aia încă și așa mai departe. Bun. Credeți că se va reuși sau vedeți că în America totuși Statele Unite ale Americii între ele există un respect, adică nu intru pe teritoriul statului, deși este tot America. Aici în Europa parcă prea ușor nu mai există suverenitate și cum ar fi acolo. Adică acolo nu vorbim de suverenitate. Deci aici poliția din Bulgaria nu vine în România după un infractor. Nu are jurisdicție. Da, poți primi directive de la mai mari Europei care să spună, uite, deschide, fă și drege. Asta se întâmplă și în America. E vorba de modelul de guvernământ. Statele Unite sunt un stat, o confederație de state. Dar acolo, dacă polițistul din California se oprește la granița cu Texas, poate trece un om al guvernului mai departe, pentru el nu există graniță, e vorba de agentul FBI, biroul federal de investigații. Da. Să știți că și în Europa, Germania este un stat federal. Landurile respective au legi proprii, au guverne proprii, dar se regăsesc unite într-o federație. Așadar, cum vedeți Germania? Evoluția în europene? Adică, vedeți, va fi o mai mare bucurie între popoare și vom trece mai ușor de o parte în alta, fără control la frontiere, sau din contră, acum e vârful și se va ajunge cum a fost depinde înainte? De noi. Pentru mine contează foarte mult Uniunea Europeană să-și trateze toți cetățenii în mod egal, să nu existe cetățeni de mâna a doua, așa cum suntem, din păcate, considerați și noi românii, și asta, să știți, că depinde și de noi. De noi. Nu, să nu ne așteptăm vreodată că o să vină un european din nu știu ce stat să zică hai să te ajut, că văd că îți place să dormi până la 12, dăm să-ți dai o mâncare la venit. Sau că vor pleca camioane cu gunoaie, pline cu gunoaie de ale noastre în Germania, nu va fi așa, de pleacă, acolo vin. Pleacă și de la noi, dar ei știu să recicleze și să facă bani și din gunoaie. Noi suntem comuni, mai bine le îngropăm, le ardem și suferim. În acest moment. Pentru că vedeți, să vorbim de luptele. Vă rog. Pe mine mă interesează să circul liber în Europa, să mă bucur de valorile europene. Mă interesează faptul că avem o istorie comună cu adversitățile care au existat în istorie. Citesc acum, fac o paranteză și urmăresc cu larg interes profesorul Mihai Netea, este un medic genetician român, membru al Academiei din țările de jos, care face parte dintr-o
Comisie Internațională de Studiu ADN-ului pe fragment de os uman. Știți care este diferența de ADN între noi și un ungur? Că toți suntem așa, ne place să ne dăm la gleznă când ne prindem noi cu ungurii. Știți care mai este diferența? Niciuna. Niciuna. Între noi și un suedez, niciuna. Deci, în momentul de față, în Europa, istoria a făcut ca să ne contopim, să ne unim și, din punct de vedere al ADN-ului, să nu existe niciun fel de diferență. Mai există o diferență între noi și asiatici, normal, dar care scade normal, pentru că acum ajungem foarte repede din București în Shanghai, dacă în câteva ore suntem acolo, ne mai trebuie un an și o lună ca să ajungem în China, pe jos cu căminele din zona asta a lui. Deci iată că trebuie să vedem lucrurile altfel, trebuie să vedem care sunt interese. E adevărat că Europa încă, sau în Europa se cheltuiesc multe resurse pentru tot felul de idei din astea năstrușnice, exagerate la un moment dat, și eu sunt un om tolerant, dar campaniile astea de politică corectă, cum spun ei, cred că prea mult ne ocupă timp. Ori prioritățile sunt altele. Africa ca și continent. Pentru că acum noi vorbim ca un continent. Da? Noi am fost vârful de lance, am educat, am format Statele Unite ale Americii, europeni. Suntem bătrânii lumii noi. Bătrânii lumii, da. Aici bătrânul continent, Europa. Universitățile, cercetarea, ora exactă de aici. Păi, uitați-vă Asia. A depășit Europa din punct de vedere economic. Africa în acest moment se industrializează cu toate problemele care sunt acolo, de foamete, datorită secetei în acest moment. Și exemplele pot continua. Este deci mai tineri. Noi trebuie să ne punem la masă și să vedem ce avem de făcut. România trebuie să se pună la masă, să ia exemplul Poloniei. Să vadă, dumneavoastră, băi fraților, voi cum reușiți mă, să accesați fonduri, să cheltuiți fonduri, să aveți o creștere economică. Dau mereu exemplul ăsta cu Polonia pentru că îmi place ce au făcut și au asumat niște reforme. La noi nu. La noi în continuare rămânem sclavii votului, o clasă politică care e interesată doar să gestioneze resursele și atât, neasumându-și niciun fel de politică, să mai și taie, nu doar să, acolo unde e nevoie. Și cred că prima mare reformă de care are nevoie România și de care discutăm de 180 de ani de pe vremea lui Cuza, este reforma administrativă. Dacă cineva crede că un stat poate funcționa, poate fi rentabil, poate funcționa cu o comună, comune care au mai puțin de 1000 de locuitori în acest moment sau 1000 de locuitori, se înșală. O comună trebuie să aibă undeva la 8-10.000 de locuitori, deci trebuie o comasare de administrativă și trebuie să înțelegem că în fiecare comunitate trebuie să începem să producem. Nu trebuie să mai vină mașina cu pâine, de exemplu, de la Târgu Jiu sau de la Craiova să ducă pâine în sat. Acolo trebuie să ai o brutărie care trebuie să funcționeze, care trebuie să țină măcar 2-3 locuri de muncă și să fie sprijinită. Mierea nu trebuie să mă duc să o iau din Moldova, că trebuie să am în sat un apicultor de unde să-mi cumpăr mierea. Laptele trebuie să îl am de acolo, brânza să o am de acolo. Dar pentru asta trebuie făcută o reformă și educație, în primul rând. Nu de fapt. Educație. Okay. Pentru că ne întâlnim, dumneavoastră, privitorilor, vă întâlniți, noi toți ne întâlnim. Verbul a ne întâlni, îl conjugăm. Și cu cine ne întâlnim? Cu cel care a murit pe front, că revin la 44, nu este 44, dar putem vorbi în sens larg de cei care au murit în timpul războaielor și așa mai departe. Și nu numai, eroi ai noștri. Și te întâlnești și o să spună, o să vă întrebe pe toți, pentru ce am murit, pentru ce mi-am sacrificat sângele, am fost tânăr, am plecat la 20 de ani. Domnișoara Teodoroiu, Caterina, la cât avea când am murit? 21 de ani. Noi acum la 21 de ani suntem anul 2 la facultate, anul 3, anul 1, unii sau unele, că putem vorbi și despre bărbați, numai despre femei, la vârsta aceasta ne facem planuri, încă nu ne-am căsătorit, oho, urmează pe urmă, nu? Bun, ea a murit, putea să mai trăiască. Și eu sunt convins că și dacă nu murea, tot așa era evoluția istoriei, că nu se întâmpla altfel
evoluția macro, mă refer în sens larg. Bun, dar nu aveam ca eroină, nu mai vorbeam astăzi așa despre ea. Dar ea a murit și nu mai va trăi a doua oară lumea asta. Rămâne în veșnicie, rămâne o Irina noastră, Dumnezeu va ține socoteala pentru fiecare picătură de sânge pe care tu o vergi pentru celălalt, pentru neamul tău. E limpede, că spune și în Scriptură treaba asta, că nimeni nu va putea să-și dea mai mult decât aș da viața pentru aproapele. Este sacrificiul suprem. Așa am și spus adineori, că mai mult nu putea. Și întreb toate astea pentru că pe mine mă marchează chestiile astea. Pentru că noi suntem în prezent și vorbiți cu atâta larghețe, dar cu, ne spuneți franc, pentru că sunteți un om care gândiți câte ar trebui făcute. Și vă întreb acum, ce ar trebui să se întâmple cu noi ca să ne luminăm puțin la minte? Pentru că există aceste realități concrete. Vorbim de oameni care au pierit, vorbim de prezent, dar vorbim și de viitorul care vom lăsa celor care vor veni după noi, pe care noi declarăm că iubim. Și uităm la copiii noștri și luăm în brațe și spunem, te iubesc, îmi pasă de tine. Plânge pentru că îl doare o unghie, că îl doare o măseluță, că se operează. Avem și biserică, atâtea cazuri de oameni care vin și își plâng, copii, nepoți. E dureros să-ți vezi. Când îți vezi tata și mama, te gândești, mă, e firesc, e mai mare ca mine, normal să-mi duc pe tata și pe mama la groapă. Dar când îți vezi copilul, nepotul, și atunci dacă suferi pentru ei, oare nu putem suferi sau n-ar trebui să suferim gândindu-ne ce lăsăm în urmă și ca lume, și ca neam, și ca tot ce înseamnă, pentru că vedeți cu câtă ușurătate ne bate în joc de noi. Prin aceste, cum spuneați dumneavoastră, lupte politice, în loc să înțelegem că nația ție de mie nu este o treabă corectă, și multe altele care vă întreb, ce trebuie să facem noi? Pentru că altfel ne învârtim tot așa și timpul trece, cum spuneați dumneavoastră, vine anul 2025, iar o altă manifestare în cinstea unui erou sau unei eroine, iar o altă manifestare în cinstea unui sărbători, iar cântăm la imn, iar stăm drept la drapel, dar care sensul pentru care facem asta? Noi așa credem că îi păstrăm sau că le rememorăm sacrificiul eroilor noștri, oare nu ducând țara? Că vorbeați dumneavoastră, hai că spuneți, că apoi vă spun, vreau să vă întreb și puțin despre chestia aceasta, că România totuși nici în 44 poate nu era așa de, nu știu, luat în seamă. Sau poate era mai mult decât acum? Adică atunci când am întors armele s-au gândit, iată cine întoarce armele, nu oricine, ci România. Singura dată că România a jucat și a jucat rolul tabla aia de șah, chiar dacă eram un pion, am avut rolul unei regine. Cum ne gândeau nemții și rușii? Am decis povestea asta. Fac o scurtă paranteză apropo de... Față de cum ne gândesc acum, să zic. Divina noastră, poate. Nu că poate, sigur. Părinte, ca să ne luminăm, trebuie să primim lumină. Păi am primit-o. Iar lumina se numește carte. Știința de carte. Cred că răspunsul ni-l oferă tot eroii. Haideți să ne gândim la viața lor și la clasele lor de valori de atunci, la modul de viață al lor. Și vom primi răspunsul. De ce au ajuns să creadă până la sacrificiu suprem că e bine ceea ce fac? Au sperat că o să vină generația noastră și o să ne bucurăm, să ne putem construi o casă, să conducem mașini, să mergem în vacanțe. La vremea aia nu se gândeau la așa. Clar, că nu știau cum va evolua. Și-au dorit ca românul să fie român acasă, să vorbească limba română și să fie liber. Liber. Ceea ce trebuie să cunoaștem că se întâmplă. Nu suntem acum departe de a fi nici liberi, nu ne vorbim limba, nu ne vine nimeni, sperăm să nu vină. Trebuie să știm ce avem de făcut și cu libertate. Absolut. O avem. Doar de noi. Bun. Ce se întâmplă în 1944 la 23 ani? România era într-o alianță militară cu Germania. Cu un an și jumătate înainte, în ianuarie, la Stalingrad, armata germană și armata română ajunseseră până la porțile Stalingradului, celebru asediu la Stalingrad, unde, să zicem că reportează o victorie armata roșie, armata rusă. Da? Și din acel moment încep
aliații Germaniei, printre care și România, încep să-și pună problema oare cum se va sfârși acest Dar de ce ne-am aliat cu ei, cu germanii, noi, cu nemții? A fost o decizie pe care mareșalul Antonescu a luat-o, fără să știe nici măcar regele în acel moment, a aflat că România intră în război. Mareșalul Antonescu, declarând scopul său, este acela de a elibera Basarabia și de a aduce Basarabia din nou acasă. Însă ar fi trebuit să se oprească la Nistru. Deci după ce au intrat și au eliberat Basarabia, ar fi trebuit să se oprească la Nistru. Cine? Armata română? Armata română. Ei au continuat în această alianță să meargă cu Germania. Puteau să se retragă? Puteau să renunțe? A merge mai departe? Dacă ăsta a fost motivul declarat că mergem să ne eliberăm teritoriile ocupate, și nu era vorba și doar de Transilvania, vorbim și de nordul Transilvaniei, nu vorbim doar de Basarabia, ci de nordul Transilvaniei vorbim. În acel moment care era ocupat de Ungaria, avea promisiuni mareșalul Antonescu că va primi înapoi și înseamnă că a fost, aceasta, a fost, să spun așa, provocat să meargă mai departe pentru că va primi, cum spuneți dumneavoastră, probabil nordul Transilvaniei. Probabil că da. Dar noi ca și încă... El trebuie să-l vedem și ca un militar, cu cuvântul dat de militar, onoarea militarului care merge mai departe. Cine mai erau aliați? Italienii erau cu nemții? Erau, da, italienii, erau bulgarii, Finlanda în acel moment, ungurii, Austria era aliată cu, adică era o alianță destul de... Și eram văzut ca și importanță așa? Noi eram importanți pentru... Adică importanți pentru așa, pentru jocul lor sau importanți ca și partener noastră, de... Poziția noastră geostrategică, eram importanți în acest punct de vedere și foarte importanți datorită resurselor de petrol pe care le dețineam. 30% din combustibil, din petrolul folosit de german, am spus și înainte, provenea din România. Corect, deci aveau interes la noi, nu neapărat că ne iubeau sau ne respectau. Că o să vedeți vreodată vreun neamț că iubește cu cineva, să mi-l arătați și mie. E o vorbă asta, nu că am foarte mulți prieteni și sunt un admirator al culturii germane. Bun. Spuneam că în 43 deja sunt primele semnale că e posibil ca lucrurile să iau altă întorsură. Și rușii erau singuri atunci? Rușii erau în acel moment... Bine, erau în acel nu vorbim de americani, dar vorbim... Singurii americani nu intraseră încă în acest joc. Singurii care făceau opoziție militară erau britanici. Turcii cu cine erau? Turcii au fost cu sper să nu mă înșel în acel moment. Ei cam în general au fost cu britanicii pentru că au controlat trecătorile întotdeauna, Dardanelele, Bosporul, britanicii. Și vorbiți de britanici că erau cu rușii aliați, nu? Nu erau, încă nu se făcuse o alianță, încă nu începuse o contraofensivă. Operațiunea Overlord are loc de-abia în 44, începe... Înainte de 23 august. Înainte de 23 august începe acest atac din debarcare din Normandie. Bun. România, din acel moment, spuneam, după Stalingrad, începe să poarte diferite discuții pe diferite canale diplomatice pentru a ieși din această alianță. Ne luăm Basarabia, ne luăm teritoriile și vedem ce facem, pentru că există riscul. Veneau informații că America va intra în război, Rusia va intra în război, Germania va fi încolțită de toate părțile. Chiar Titus Gârbea, cel care aduce tezaurul la Tismana, generalul Gârbea, Gorjan, a murit la 100, un pic de an după Revoluție. Serios? Zice, da, s-a stabilit în Gorj. A luptat și la Podujiu, generalul Gârbea. Și cât a trăit, nu l-am folosit. Ba da, sunt foarte multe. Eu acum studiez niște interviuri ale generalului Gârbea date la Radio România, Radio România Internațional, că sunt transliterate. Generalul Gârbea, participând la negocierile de la Stockholm la un moment dat, era adiutantul mareșalului Antonescu. A fost trimis special al lui Antonescu pe lângă Hitler, da. Generalul Gârbea, și povestește detalii de culise în acel moment. Da. Ajungem înspre 1944, când
23 august rămâne încă o dezbatere și în rândul istoricilor. A fost lovitură de stat, a fost trădare. Cum putem privi această decizie? Trebuie să înțelegem un lucru. A fost un act democratic pe care l-a săvârșit majestatea sa, regele Mihai. De ce spun acest lucru? L-a destituit pe Ion Antonescu din funcția de prim-ministru pentru că îi permitea Constituția. Deci regele, suveranul, putea să destituie... Păi bun, dar de ce a făcut-o? Prim-ministru. A făcut acest lucru pentru că Antonescu în continuare, el credea sau încă mai susținea că România trebuie să rămână lângă Germania și să facă un zid de apărare împotriva invaziei armatei roșii. El militar fiind de carieră, nu? Antonescu militar a fost militar de carieră. Da, el a urcat pe treptele. Sigur că a da. A fost militar cum se întâmplă, adică în mod real, nu urci așa. Nu, el a fost un militar de carieră. Bun, și totuși cum se poate înșela un om ca el? Pentru că probabil că vreți să ne spuneți că dacă ar fi rămas România parte cu Germania, ar fi pierdut mai mult, nu? Absolut. Deci atunci înseamnă că s-a înșelat. Și rușii și-au dorit. Sunt documente care vorbesc de ultima întâlnire între Antonescu și Hitler în Prusia, cred că la începutul lunii august, 5 august, unde Hitler îi cere să-i garanteze că vor rămâne împreună. Antonescu atunci dă un răspuns care este evaziv. Răspunsul cu toate acestea, nemții îl văd ca pe un răspuns de susținere în continuare. Germania face o greșeală, își retrage trupe din România, companii întregi de blindate în primul rând, pentru că a fost războiul mecanizat. Al doilea război mondial a fost războiul mecanizatelor, tancurilor și avioanelor, de asta bătaia pe resurse foarte mare. Au retras divizii din România și le-au urcat în nord încercând să oprească atacul armatei roșii prin Belarus, în Polonia și înspre țările baltice. Antonescu a fost revoltat de decizia aceasta, spunând că noi rămânem descoperiți aici. A încercat să... Adică noi singuri n-am făcut față tăvălugului. O să vedeți imediat ce ar fi însemnat o confruntare România-Armata Roșie. Păi și ei aveau resurse să vină jos dacă erau și sus ocupați? Vorbim de cea mai mare țară din lume. Păi, da, dar mă refer ca și populație nu e cea mai mare, nici aveau, acum. Aveau resurse? Aveau, da. Că spuneți că nemții și-au retras spre zona Estonia, țărilor baltice, Polonia. Da. Ei, dacă ei s-au întrebat că acolo era și Armata Roșie concentrată. Armata Roșie, nu toată, Armata Roșie intrase deja, ocupase parte din Basarabia, Bucovina de Nord și se încerca, urma invazia României. Devenea un Balcan, cum ar veni. Da, veneau înspre România, Bulgaria și bun. Se ducă. Ei nu puteau să intre în Europa lăsând un flanc al Germaniei în sud, în zona aceasta, mai ales cu... Păi da, dar nu erau informați că nemții și-au retras grosul ba, spre da, nord? Bineînțeles că știau că funcționau serviciile, dar și-au retras grosul spre nord, dar probabil că a fost și asta o mișcare. I-au momit să-și ducă acolo cât mai multe, pregătind o ofensivă prin sud. Ei trebuiau să meargă linear cu armata, nu puteau să intre doar prin nordul Europei, înspre Berlin, lăsând sudul Europei și Europa Centrală care și, oricum erau și de est, zona asta era cuminte. Sunt armată germană aici, păi care da, putea oricum, oricând să urce și să spargă linia de aprovizionare a armatei roșii, tactic vorbind, așa au gândit-o. Ei trebuiau să împingă totul de la est la vest. Ce se întâmplă în momentul în care Antonescu vede că Germania își retrage masiv din trupe către zona de nord, cere ca măcar să se încerce o linie de apărare. Avem o linie naturală Carpații, adică Moldova, între Moldova și Transilvania, și să se creeze o linie de apărare Focșani-Nămoloasa pentru zona de sub munți. Da, și acolo să fie o zonă, o linie de apărare puternică pentru a nu intra armata roșie. În acel moment, ca să ne facem o idee, proporțiile erau la maniera următoare. România un tank
și Uniunea Sovietică 10, Rusia 10. Deci ăștia dacă și plus avioane și plus... România un tank, dar împreună cu Germania câte tankuri erau? Deci ce aveam atunci pe teritoriul împreună, român? Nu singuri. Ce aveam atunci pe teritoriul român. Da? Deci nu aveam niciun fel de șansă împotriva Armatei Roșii. Și haideți să mai vedem un lucru. Rămâneam într-această alianță cu Germania, dinspre est în permanență eram bombardați de avioanele rusești și dinspre sud, cu plecare din Grecia și Italia, eram bombardați de avioanele americane și ale armatei engleze, care aveau ca și scop distrugerea platformei de la Ploiești și, bineînțeles, alte obiective civile. Regele, în acel moment, în august 23, îi cere lui Antonescu să iasă din război, din această alianță cu Germania, nu să ne declarăm nici inamicii Germanii, să ieșim din război. Asta cu întoarcerea armelor e forțată. Asta mai mult comuniștii... Cum era posibil să retragem, să ne retragem din război? Da. Asta s-a și făcut în prima fază, pe 23 august, adică noi am rupt alianța. Pe bun, dar veneau și se luptau pe teritoriul nostru. Păi, ei nu mai puteau, au cerut așa, aveți 15 zile să părăsiți România fără să produceți daune. Cine ne-a ascultat pe noi? Germania. A fost pe masă la Hitler propunerea asta? Păi, da, dar nu ne-a ascultat. În final nu, au luat în calcul, în final nu. Ei au zis în final că vor reuși să pună la punct Bucureștiul și să... intre în București, această lovitură de stat, cum o vedeau nemții, să le libereze pe mareșalul Antonescu. Da, au promis că vor salva Bucureștiul. Și că vor intra și vor pune mâna pe putere. Regele Mihai, după decizia luată de a-l aresta pe Antonescu în acel moment, pe Ion Antonescu și Mihai Antonescu, cel care era consilierul său, a plecat din București. București a fost bombardat masiv de armata germană a doua zi, 150, inclusiv Palatul Regal a fost pus la pământ, mare parte din el. Regele părăsește Bucureștiul pe roți și ajunge și pentru două săptămâni, trei săptămâni, stă la Dobrița, la noi în Gorj. De aici putem spune că s-a mutat capitala, în nordul Gorjului, la colonelul Petrescu acasă. Există casă, există... Și noi n-am făcut față tăvălugului nemțesc pentru că nu aveam... Din contră, cei noi care ne nu erau se aici. Pregătise mișcarea asta, se pregătise mișcarea asta și corpuri de armată române erau în jurul Bucureștiului pentru a apăra București. Singuri? Singuri. Fără Armata Roșie cu care Armata ne... Armata Roșie ajunge de avea pe 31 august în București, când deja nemții fuseseră puși la punct. Și dacă nu mai veneau ei să în România, pe tot teritoriul aici nostru. Aici este interesant. Am fi câștigat și rușii și-au noi în momentul ăla câștigase. Da. Deci o bătălie mică. Capitala eliberată, o bătălie mare pentru noi. Sigur, și nemții nu mai aveau niciun fel de putere, armata română dacă își putea elibera teritoriile pentru că nemții aveau alte interese și ei încercau ușor să se retragă. Pentru a apăra. Și atunci, de ce nu ne-am zis, ce am spus Armatei Roșie, gata, ocupați-vă, faceți voi treaba pe acolo, prin țările baltice, unde aveți treabă? Țara era condusă de un guvern, în acel moment, un guvern front democratic, din care făceau parte și comuniști. În guvern era ministrul justiției, dacă nu mă înșel, al justiției, era Lucrețiu Pătrășcan, comunist. Da. Faptul că a participat la decizia asta și a susținut-o, Pătrășcanul l-a costat viața. Ana Paucăr, când a venit la București de la Moscova, i-a spus ce a făcut tâmpiților pe 23 august. Rusia a sperat ca noi să rămânem aliați cu Germania pentru a avea motivul de a intra în România ca un tăvăluc și de a cuceri România. România poate că era un alt stat al Marii Uniuni Sovietice, dar oricum era jefuit și oricum au avut grijă să-și pună planul până... Deci a fost bine ce am făcut. A fost foarte bine. Decizia regelui Mihai. Dar mai mult nu puteam să scoatem de tot pe ruși. Să spunem, lăsați-ne când ne surcăm singuri. Nu. Păi rușii trebuiau să elibereze Europa. Pe unde treceau? Păi pe aici? Du-te pe unde ai drum, pe acolo, pe la tine, prin țările baltice. Gândiți-vă că începuseră să facă ce vor în acel moment. Da. Aveau sprijin și în România, au fost acorduri,
Da. În istoria noastră... Au profitat de context și au zis, hai să-i luăm noi. Exact. I-au hămăluit ăia, acum îi hămăluim noi. Hai să vorbim și de momentul 1877-1878, războiul de independență, când războiul ruso-turc, rușii trec prin țara românească, prin România să ajungă în Bulgaria să se confrunte cu turcii și după aceea se întorc tot prin România, dar uite să plece o perioadă, rămân pe aici. Greu Carol I reușește să-i scoate. După aceea, păcatul, nu avem timp să vorbim, dar poate ulterior vorbim de mai mult de regele Mihai, să vedem. Să înțelegem că regele, și o recunosc unanim toți mari istorici focusați pe al doilea război mondial și diplomații. Faptul că regele Mihai a luat această decizie, după ce România a dat exemplu, Bulgaria face același lucru, Finlanda face același lucru și alte state, războiul se consideră că războiul a fost scurtat cu 6 luni. Ce înseamnă 6 luni să scurtezi un război? Înseamnă să salvezi sute de mii, poate chiar milioane de vieți omenești. Deci, regele Mihai, din acest punct de vedere, are marele merit de a fi fost un om care s-a gândit nu doar la țara sa, ci la omenire. El a crezut că, diplomatic vorbind, cu rușii lucrurile vor evolua corect, nu s-a gândit că tot rușii vor fi cei care, prin comuniști, prin Petru Grozal, vor exila. Dar a încercat o trevedere cu cei de la Moscova, sigur, care conduceau, da, Rusia. A fost inclusiv decorat pentru decizia asta de către Moscova. Dar după aceea, să se ducă, da, după, a fost ca decorat, și sigur, suveran al României, nu să se ducă... A fost la, nu știu, n-am cunoștință. Să, adică să fie, să fi cum ar fi Moscova, o întâlnire bilaterală relații, între relații, el și cei de conducea Rusia. Da, au fost, da. Și nu te puteai să dai la masă să spui eu că sunt... trebuie altceva să facă. România trebuia să devină un stat comunist în blocul comunist, alături de Bulgaria, de Ungaria, de Serbia, de Polonia. Deci trebuia să fim aici. Păi bine, dar cine a fost comuniști și pe englezi sau pe francezi? Partidul comunist trebuia să... Păi, erau prea departe. Pe francezi am mai făcut așa, din când în când. Au mai fost... trebuiau să conducă ei România și amintiți-vă că a fost perioada anilor 50 în care toate documentele ne arată, erau acei consilieri sovietici, erau acele sovromuri, sovromul, când vine titlul lui de sârbu, sovrom cărbune în minte, un roman extraordinar. Deci, orice decizie se lua în România din punct de vedere administrativ, în birou cu funcționarul român exista și funcționarul sovietic. Am înțeles. Da, și orice decizie se lua împreună până când Dej reușește să scoată armata roșie din, a putut să din scoată? Țară. Da, a fost negocierea lui cu Brejnev, a tăiat și conducta aia de gaze și a zis, lasă că trebuie să folosim gazele la noi. Niște gesturi ne-am permis să le facem pentru că începusem și noi să... Sau Nicolae Ceaușescu când s-a opus invazie în Cehoslovacia, care nu a făcut niciun lider comunist. Categoric. O singur lider comunist care a spus că nu. Categoric. Știa că îi se poate întâmpla oricând. Lucru care s-a și întâmplat. Am înțeles. Sub o altă formă, o altă invazie în 89. Am priceput. Poate ar trebui să ne întâlnim mai des. Nu poate dau cu pumnul și pun o ștampilă. Zic, sigur. Uite, vă propun să ne mai vedem. Pentru că drag avem inima de învățat. Rămânem datori. N-am vorbit prea mult astăzi despre... Vreau să mai vorbim despre rege. Despre... Iată, ne deschideți poarta pentru 1989. Gheorghe Gudeș, rolul său și multe altele. Cu dragă inimă. Da, vă mulțumim și sperăm să învățăm și să știm să prețuim istoria ca să trăim prezentul cum trebuie, când să oferim viitor cât mai bun urmașilor noștri. Că până la urmă, mulțumesc, asta e adevărul. Doamne ajută! Doamne ajută!